doamnelor, domnilor, vă spun bună seara și bun găsit la săptămâna comentată în 30 de minute, împreună cu invitatul nostru permanent, domnul Șomoli Otilo. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Cum se încheie săptămâna? Iată că ne apropiem și de sărbătorile pascale. Sunt într-o notă destul de pesimistă. Venind încoace, în mașină, ascultam un post de radio național cu care și dumneavoastră colaborați și invitații lui Cătălin Stibla erau doi preoți. Și cei doi preoți vorbeau despre contextul social în care trăim, vremurile pe care le traversăm și spuneau așa că marea problemă a societății românești în acest moment este aceea că oamenii sunt ignoranți. Și vorbind așa singur eu și cu volanul, ziceam, explicăm ce înseamnă ignorant, am întrebat Sliber ce înseamnă ignorant și a spus, păi ignoranți sunt cei care nu se întorc cu fața către Dumnezeu și către biserică, cei care nu cred, cei care nu mărturisesc, cei care nu se spovedesc, cei care nu înțeleg că salvarea noastră este doar în respectarea perceptelor biblice și ale cutumelor creștinismului. Și stăteam și mă gândeam, dacă nu cumva... Sunt într-o mare greșeală. Pentru că dacă bine mi-amintesc eu, în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului scrie și despre libertatea de convingere. Prin urmare, dacă cineva este ateu, înseamnă că este ignorant. Dacă cineva nu crede sau e de altă confesiune, este ignorant. Înseamnă că Occidentul, doamna Schwab, este ignorant, pentru că secularizarea în țările din vestul Europei a îndepărtat lumea de biserici. Vă spuneam că bisericile în Franța devin moschei. Și totuși, ar trebui să ne punem următoarea întrebare și v-aș ruga să-mi facilitați o emisiune în care s-am invitat pe oricine din partea clerului ortodox ca să purtăm o discuție sinceră, deschisă, pragmatică, dacă ignoranța pe care o asumăm și o transmitem către o anumită parte a populației ține de ceea ce înseamnă perceptele libertății de conștiință. Și știți de ce? Pentru că nu cumva vi se pare ciudat că Occidentul ignorant este de fapt acea zonă a lumii și a Europei unde sunt oamenii cei mai civilizați, unde sunt cele mai bune condiții de viață și unde economia și aspectul social al vieții este corespunzător, atunci aș prefera și eu să fiu ignorant. Da. O să avem invitați din partea bisericii, chiar am avut și în această săptămână, dar îi voi invita și pe alte subiecte. Cu siguranță că vor fi deschiși din ceea ce am remarcat. Dar să trecem la subiectele locale. Dacă ședințele deliberativului județean sunt publice și pot fi urmărite de către orice cetățean, fie și el maramureșan sau din altă parte a țării, ședința Consiliului Local Baia Mare, având câteva zeci de proiecte pe ordinea de zi, a fost revocată prin dispoziția primarului Cătălin Cherecheș. Vreau să ne spuneți ce decizii importante s-au luat și ce se întâmplă de fapt în Consiliul Local în momentul de față. Da, cel puțin în deliberativul județean, principiul transparenței clamat în campania electorală și asumat ulterior după înscăunarea noii echipe executive este respectat. Într-adevăr, sunt transmise online, pe platforme online, toate ședințele. Ne-am cadorisit înainte de ședințe și cu o declarație de presă a președintelui, care nu este rea, în sensul în care prezintă câteva elemente esențiale despre ședința care urmează să începe, fapt care poate să genereze o stare de așteptare, de interes pentru cei care urmăresc, mai ales pe social media, asemenea ieșiri publice al unor oameni sau unor demnitari. Au fost câteva probleme importante și relevante. Printre ele aș menționa finalizarea procedurii de înființare a societății Parcul Industrial Maramureș S.A., un demers finanțat de către Guvernul României cu 5 milioane de lei, entitate care de săptămâna viitoare ar trebui să fie operațională și se va ocupa de tot ceea ce înseamnă identificarea și aspectele organizatorice, avize, pentru înființarea parcurilor industriale în Maramureș. Nu am fost foarte încântat și nici nu înțeleg acest lucru. S-a făcut împărțirea locurilor în consiliile de administrație la instituțiile din subordinea Consiliului Județean Maramureș pe baza unui algoritm politic. Dar de ce sunt atât de dorite aceste consilii de administrație? Cele care s-au repartizat în acest moment, sau, mă rog, la data ședinței Consiliului Județean, sunt posturi neplătite. Și totuși, doamna Schwab, dar sunt și alte interese prezența, exact, prezența unui consilier județean acolo poate să genereze niște beneficii indirecte care merg uneori,
nu mă refer neapărat la cazul Consiliului Județean Maramureș și a consilierilor maramureșeni, merg pe zona de trafic de influență. De aceea devin unii consilieri județeni clienți ai DNA-ului. Au fost împărțiți, evident, pe niște algoritmuri. Sunt câteva consilii de administrație foarte bine plătite, totuși, și există și niște structuri care sunt remunerate într-un mod, a zice eu, nerușinat în cadrul a ceea ce înseamnă Consiliul Județean, dar este o altă problemă care poate vom aborda în altă parte. A fost aprobat însă un proiect de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru sprijinirea turismului și a sistemului Horeca, astfel încât România a intrat pe o listă scurtă și Maramureșul implicit pe o listă scurtă a Comisiei Europene, fiind definită ca destinație europeană de turism. Și nu pot decât să mă bucur pentru faptul că aceste demersuri se realizează, acest proiect, pe fonduri europene. Un lucru pe care de mult îl așteptau maramureșenii va fi pus în operă în doi pași. În prima fază s-au votat un proiect și s-au alocat bani pentru modernizarea sediului ambulanței din Baia Mare. Și v-aș întreba dacă știți de când este sediul ambulanței acolo în Baia Mare. De când? Probabil că dinainte de a vă naște dumneavoastră. În niște clădiri ușor spoite, ușor amenajate, ușor dotate, dar care n-au niciun fel de legătură cu ceea ce înseamnă până acum. Păi nu s-a făcut pentru că n-a existat interes, iar numirile de șef la ambulanță făcându-se politic, evident că managerii numiți acolo nu aveau tupeu să vină la administratorul sau la personalitatea politică decidentă ca să bate cu pumnul masă, pentru că și-ar fi pierdut unul, doi posturi. Bun, dar aceasta e și menirea unui șef de altfel ca să facă așa este în condițiile sens, în care condițiile. Când ocupă postul cinstit prin concurs, este competent și știe ce are de făcut. M-am întrebat și de ce e nevoie și de ambulanță și de SMURD. Asta pentru că sunt două entități care au atribuții ușor suprapuse pe anumite aspecte, dar să clarificăm în mod foarte cert, SMURD-ul intervine în situații speciale, specifice, unde e posibil să fie doar paramedici, nu e nevoie de medic, și în situații în care au loc accidente sau cazuri unde e nevoie de descarcerare sau intervenție cu dotări tehnologice. Ambulanța, în mod firesc, este cea care merge la solicitările pentru cazuri de speță medicală, cu medic sau numai cu asistent. Deci amândouă instituții își au locul, doar că dacă în SMURD s-au pompat foarte mulți bani în ultimii 20 de ani, mai ales de când domnul dr. Arafat este șeful SMURD-ului, ambulanțele au fost oarecum marginalizate. Se vorbește și despre identificarea unui loc și finanțarea ridicării unui nou sediu al ambulanței, ceea ce n-ar fi o problemă foarte mare și nici un efort bugetar atât de consistent. În altă ordine de idei, aș putea să afirm că participarea consilierilor județeni în timpul dezbaterilor este decentă, se folosește un limbaj corect, un limbaj colegial, un limbaj în care duritățile politice, chiar dacă sunt uneori exprimate, sunt făcute într-un asemenea mod în care nu jignesc. La Consiliul Local am fost și eu foarte mirat, chiar siderat de faptul că a apărut dispoziția primarului care anula ședința de Consiliu convocată în 29 aprilie. Știam că sunt peste 40 de proiecte la ordinea de zi. Cele mai multe erau proiecte care vizau partea de investiții, partea de alocări financiare și n-am înțeles sensul. Mai ales că acolo se menționa un motiv medical. Inclusiv trimiterea și argumentația juridică pentru revocarea, mie mi se pare subțire, dar nu cred că vreau să discutăm acum, pentru că nu există nicăieri în codul administrativ prevederi exprese și clare privind cine, cum și în ce condiții face revocarea. Există în legea privind contenciosul administrativ. Un lucru este cert și vă spun informația aflată din surse certe. Primarul a revocat ședința de consiliu pentru că se pare că consilierii locali încep să se trezească din letargie și din starea de obediență și umilință și au găsit mijlocul de a sabota autocrația și poate unele excese ale primarului, cum? Neprezentându-se la ședințele comisiilor de lucru. Ori dacă proiectele de hotărâri nu au avizul comisiei, atunci evident că ele nu pot intra decât în niște condiții speciale în discuția plenului. În altfel de idee, este vina domnului primar că în loc să avem 6 comisii de specialitate, cum era înainte, avem 3, am înghesuit toate domeniile, în aproape toate domeniile, cele 3
trei comisii și dacă cei din opoziție repartizați, nu știu, aleatorul sau pe cine, lipsesc din Comisia Buget, Finanțe, care e cea mai importantă, nu există aviz pentru hotărâri și de ce ar fi convocat primarul ședință în care n-ar fi putut să prezinte proiectele pe care le-a avut. Va fi foarte interesant de urmărit ce se întâmplă în Consiliul Local, pentru că pe lângă rebeliunea virtuală de pe social media, se pare că oamenii încep să vorbească și să-și asume responsabilitatea și rolul de voce ale cetățenilor. L-am urmărit și pe consilierul Gavra, cu puseele lui de sinceritate, un om care uneori a fost jignit pe nedrept, deși e față bisericească, de cei care cred că în Consiliul Local Baia Mare poți să folosești un limbaj de mahala sau de casă de toleranță. În fiecare an, pe 29 aprilie, se sărbătorește Ziua Veteranilor de Război, măsură instituită printr-o hotărâre de guvern numărul 1222 din 2007, zi care omagiază veteranii în primul rând și al doilea război mondial. Noi am mai discutat despre toate aceste evenimente și despre manifestările care au loc. Ei bine, ce acțiune a avut loc în Baia Mare cu această ocazie? Bun, suntem în condiții pandemice. Era evident că nu puteau să fie buluc acolo 10.000 de băimăreni, parcă și vedeam așa respectul care aveam față de veteran. Știți, nici că este, când a fost pandemie nu au fost este prezenți băimărenii. Este deosebit respectul meu. Am avut și onoarea să-l am pe generalul Cacina în emisiune și numai pe domnia sa. Dar mă gândeam cum ar fi arătat doamna Schwab și poate vă gândiți după ce ieșim din pandemie să organizați dumneavoastră un asemenea eveniment. Câmpul Tineretului acoperit de 2000 de tineri îmbrăcați într-un anume mod, într-o anumită poziție sau într-un anumit gest care să reflecte recunoștința și respectul unei comunități față de veteranii de război. Veteranii de război sunt probabil categoria cea mai onorabilă din societatea românească. Și dacă mă gândesc așa, știți dumneavoastră că în al doilea război mondial au fost 450.000 de militari care au participat la campania din Răsărit, adică atunci când Antonescu a dat ordin să se treacă Prutul, și din aceștia 247 au fost morți, răniți și dispăruți. Iar în campania din vest, după ce am întors armele în 23 august, au participat alți 567.000 de militari, din care 169.000 morți, răniți și dispăruți. Iar acești veterani de război, până în 2018, când a apărut un proiect de lege care a corectat niște nereguli din acest sistem de recompensă materială a veteranilor, erau umiliți. Și vă întreb, dacă știți ce sumă, ce indemnizație primeau înainte de o ordonanță de urgență a Guvernului 103 pe 2018, veteranii de război și văduvele de război? Nu știm, doamne. 161 de lei. Iar cei care erau în categoriile speciale de veterani, adică invalizi de grad 1, 2 și 3, primeau 259 de lei invalizii de război grad 1, 259, 231 cei în gradul 2 și 190 de lei pentru cei îngradați în gradul 3 de invaliditate. Această ordonanță de urgență a făcut un pic de, a zice eu, dreptate, în sensul că din 2018 veteranii de război primesc 6 de lei lunar, văduvele de război de asemenea 6 de lei dacă nu s-au căsătorit, iar cei care au grade de invaliditate, adică pentru mari mutilați 1.500 de lei lunar, pentru cei în gradul 2 1.000 și pentru cei în gradul 3 900. A mai apărut o categorie nouă, cred că știți despre ei, se numesc veterani din teatrele de operațiuni, sunt acei militari care au participat la diferite misiuni militare ale României ca membră a NATO, ca și țară participantă la anumite decizii ale OSCE. Ei bine, veterani sunt și ei, sau un conceptul de veteran înseamnă toți cei care au participat pe niște teatre de operațiuni, în niște zone unde au fost război. Aceștia au niște indemnizații destul de frumoase, dar mă gândesc la proiectul de lege recent inițiat de senatorul Ciucă și senatoarea Pauliuc, prin care urmașii militarilor decedați în acțiuni, misiuni și operațiuni militare în România sau Zonete vor beneficia de o indemnizație lunară egală cu salariul mediu brut, care în 2021 este de 5.380. Și atunci totuși vin și mă întorc către veteranii de război. Dacă nu, cumva și aici facem oarecum o nedreptate socială. Pentru că... Și așa sunt puțini. Pentru că vedeți, doamna Schwab... La nivel național știți cumva cât sunt? Sunt. Deci dacă în total au fost aproape 1.000.000 de militari care puteau să beneficieze de această clasificare ca veteran, din care evident trebuie să scădem morții, răniți și dispăruții,
Astăzi mai sunt în viață în România 2610 veterani de război, iar Maramureșul mai are 17. Din ceea ce am constatat la monument, a fost un singur veteran de război, domnul general Cacina nu a mai putut onora cu prezența, doar salut totuși inițiativa militarilor din Centrul Militar Județean și a celor de la Batalionul 1612 Artilerie Plus, este acea asociație a veteranilor care împreună cu Ministerul Apărării au lansat campania Alături de Veteran, adică au dus și au distribuit pachete cadou tuturor veteranilor de război maramureșeni care sunt în viață. Trebuie să înțelegem că, dincolo de tot ceea ce înseamnă oportunismul vremurilor în care trăim, acești oameni care au participat în primul și al doilea război mondial, din primul nu mai avem, trebuie să fie onorați și respectați mai mult decât probabil suntem capabili să acceptăm sau să înțelegem. Trecem la știrile naționale. Conform ordinului comun emis de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, decizia având la bază o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, vor fi reluate cursurile cu prezența fizică după vacanța de Paști. Școlile urmând să funcționeze în două scenarii, să spunem, diferite. Când se vor relua, de fapt, cursurile și explicați-ne cum vor fi aceste scenarii? Întrucât cele două scenarii au o foarte mare legătură cu ceea ce înseamnă situația pandemică din România, cu permisiunea noastră voi prezenta câteva date din raportul pe 30 aprilie, adică pe astăzi, privind situația epidemiei COVID pe teritoriul României. Astfel, s-au ajuns astăzi cu cele 1636 de cazuri noi la un număr de 1.055.265 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Din acestea, 28.109 au decedat în ultimele 24 de ore, fiind semnalate 138 de decese. În situația de bolnavi, pacienți COVID internați în spital avem 8.245, din care 1.284 la ATI și pentru cei care vă spune sigur, avem mai puține cazuri și avem mai puține situații de ATI, pentru că nu s-a făcut testarea, pot să informez că în ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.385 de teste RT-PCR. Prin urmare, este clar că suntem pe o curbă descendentă, pozitivă și favorabilă. Nu cred că e momentul, ați discutat cu doctorul Rareș, cauzele, motivele și cum s-a ajuns aici, doar poate e momentul să atragem atenția, pentru că, așa cum ați menționat la început, intrăm în sărbătorile pascale ortodoxe, să avem responsabilitatea și să nu anulăm prin gesturile noastre de nesupunere civică situația pozitivă în care ne aflăm, pentru că respectarea distanțării fizice, respectarea reglementărilor privind adunările publice și mai ales procesul de vaccinare reprezintă într-adevăr singurele condiții sau criterii sau elemente care pot determina accelerarea ieșirii din pandemie. Să revenim la școli. Școala începe în data de 5 mai pentru toate clasele, mai puțin clasele terminale a 8-a și a 12-a și a 13-a, care încep în 10 mai. Vorbeam despre cele două scenarii. Primul scenariu spune că acolo unde rata de infecție raportată la perioada de referință 14 zile este mai mică de 1 la 1000, toți elevii din toate clasele, de la toate nivelele, și aici vorbim de preșcolar, primar, gimnazial și liceal, și învățământul special, participă fizic la ore. Deci, acolo unde rata de infecție este sub 1%, toată lumea merge la școală, se reiau cursurile fizic. Acolo unde rata depășește 1 la 1000, dar nu este instituită carantină, adică nu este 4, 5, 6 sau 7, acolo participă fizic la cursuri elevii din cursurile preșcolare, învățământul primar și elevii din clasele terminale. În localitățile unde există instituite carantină, pentru că mai există asemenea localități, acolo învățământul se desfășoară în continuare online. Ceea ce mie mi se pare foarte important este că au fost prevăzute prin acea hotărâre dată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și transformată evident într-o hotărâre de guvern,
au fost menționate și procedurile prin care se ia această decizie. Mai exact, Consiliul de Administrație al fiecărei școli propune inspectoratului școlar județean aplicarea scenarii de organizare și desfășurare a cursurilor în funcție de rata de infecție la nivel comunitar. Ordinul de ministru mai prevede asemenea și posibilitatea organizării orelor remediale cu prezență fizică. Și pentru cei care poate nu cunosc foarte bine acest termen, orele remediale înseamnă acele ore prin care se încearcă la suștarea elevilor și părinților să se recupereze materia care nu a putut fi predată sau înțeleasă datorită funcționării în sistem online. Aceste ore remediale au loc pe baza unor situații organizatorice în fiecare școală. Profesorii sunt plătiți suplimentar și ele sunt extrem de necesare dacă nu vrem să ne trezim la evaluarea națională și la examen de BAC cu niște rezultate dezastruoase, de așa de natură încât să provoace căderea turnului de la PISA. În ordine de idei, mai întâi să menționăm faptul că personalul didactic este obligat să respecte niște reguli, ei trebuie să poarte masca în clasă, în cancelarie, pe holuri, în toate spațiile închise din școală, exceptând situația în care e nevoie să existe o posibilitate de vizualizare totală a profesorului și atunci se pot purta alte elemente transparente care să protejeze. Dar distanța fizică trebuie să fie de minim 2 metri și trebuie asigurate toate condițiile de igienă. Nu știu dacă nu e prea târziu, dar eu zic că e un bine. Am mai avut o vacanță e la dispoziție bine să se întoarcă la școală, dar dacă socotim domnul Șoane, câte materie avut, și cum... și cu altă ocazie timp la dispoziție suficient ca să se întoarcă copiii la școală, să facă, să ia măsurile necesare și nu s-a făcut. Dacă pornim din start că revenirea în școală nu este un efect pozitiv sau nu va avea efecte benefice... Nu, eu n-am spus asta. Eu spuneam că administrațiile locale nu au pregătit școlile așa cum trebuia. Este o problemă care o cunoaștem și asta trebuie consilierul local pe care îi onorați cu invitația de emisiunea noastră să fie întrebați fiecare prezența, parte, eu personal susțin prezența fizică a copiilor la școală. Vorbim acum despre faptul că Comisia Europeană nu este de acord cu proiectele propuse de Guvernul României prin acel plan național de reziliență, PNRR, așa se numește, anunțând că după respingerea proiectului legat de refacerea sistemului de irigații, nu a acceptat nici proiectul în valoare de 600 de milioane de euro, vizând racordarea la rețelele de gaze naturale a sute de localități. Ce măsuri vor lua guvernanții în această situație? Eu cred că... Este atât de politizat acest proiect și atât de mult a devenit un subiect de dezbatere publică, în special în zonele unde oamenii nu au nici cultura, nici capacitatea și nici documentarea necesară să o înțeleagă. Fiecare țară a depus un asemenea program național de relansare și reziliență. Germania și Franța au depus un program comun și știm foarte bine de ce, pentru că ele sunt locomotivele acestei Uniuni Europene în ceea ce înseamnă și contributivitatea și în ceea ce înseamnă accesarea de fonduri. Problema noastră a României a fost aceea că n-am reușit să facem niște echipe ori suficient de competente, ori suficient de responsabile, ca să înțelegem că atunci când ți se spune că vom finanța doar acele proiecte pe infrastructura serviciilor și utilităților publice care nu sunt poluante, noi totuși am făcut această propunere ca să primim 600 de milioane de euro ca să finanțăm branșamentul la gaz. Evident că este o necesitate, doamnă, care n-a fost făcută în 30 de ani. Știți cât la sută din populația României folosește gazul metan ca și resursă pentru bucătărie și încălzire? Cât? 40%. Știți în mediul rural câți la sută au acces la gazul metan în România? Foarte puțin. 20%. Știți câtă populație sau care este procentul populației din Ungaria care are acces la gazul metan? 90%. Și de aici veți înțelege de ce actualul guvern încearcă pe repede înainte să propună și să avanseze niște teme ignorate în ultimii 25 de ani, dar care pentru numele lui Dumnezeu trebuie să înțelegi că nu intră în acest program. Programul european de reziliență și relansare economică finanțează doar proiecte pe 6 piloni. Punct. În rest, există alte oportunități. Am urmărit declarația primului ministru Câțu, care supus unor presiuni mediatice, dar și politice, a spus foarte clar.
Toate proiectele pe care le-am menționat în Planul Național de Reziliență vor fi finanțate. Deci inclusiv cele care vor fi excluse după negocierile cu Comisia Europeană, pentru că Comisia Europeană nu va face compromisuri. Noi plătim să plantezi pere, tu ai pus prune, nu. Dar rămân prunii care sunt necesari, pentru că fără țuică neamul românesc probabil că nu funcționează destul de bine și vrem să punem pruni, atunci avem două alte alternative. Să folosim planurile multianuale prin care se finanțează acele mari măsuri din fonduri europene sau să finanțăm din resurse guvernamentale proprii, dar asta înseamnă credite și împrumuturi. Un lucru este cert. Chiar dacă data de 30 aprilie a fost menționată ca termen limită pentru depunerea variantei finale, pentru că doamna dirigintă, adică Comisia Europeană, a dat elevului România înapoi caietul de lucrări și a spus: nu vreau să te notez rău și să-ți dau un 5, un 6 sau un minus 7, refă din nou tema și dacă ai înțeles ce e de făcut, e bine, dacă nu, întreabă-ne, dar vrem să-ți dăm cel puțin 8, pentru că asta este nota de trecere. Probabil că vom reuși să-l depunem printre ultimii, mă gândesc undeva în jurul datei de 10 mai, moment la care probabil vom realiza că trebuie să facem ceva concret dacă nu vrem să pierdem cele 29,5 milioane de euro. Mă deranjează ce face PSD-ul. Ciolacu, care speculează în acest moment situația aceasta de neconformitate și criticile Comisiei Europene lansate pe proiectul PNRR, spunând că această stare de fapt se datorează incompetenței politice, faptului că există un lobby negativ pentru România, faptului că ministrul Ghinea nu știe să negocieze, că vine din zona Ona Angeli. Nicăieri, în nicio țară europeană care a depus asemenea proiecte pentru relansare și reziliență, nu există în interiorul țării, în Parlament sau în spațiu public, o asemenea luptă mediatică, un asemenea șantaj josnic, precum cel care se face în acest moment. E vorba de România, e vorba de interesul comun, e vorba de proiectele pentru noi toți, nu pentru liberali, nu pentru seriști, unguri sau pentru PSD. Sunt pentru România și ar trebui să sprijinim acest proiect și acolo unde știm că noi suntem mai deștepți decât guvernul actual, să spunem fraților aici, haideți să mergem cu acest proiect, nu în România. Știrile internaționale, vă rog, la final. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a dizolvat miercuri printr-un decret prezidențial Parlamentul de la Chișinău. Știți că erau probleme cu realizarea majorității parlamentare și cu desemnarea unui prim-ministru și a convocat alegeri anticipate în data de 11 iulie. Azi noapte, nordul Israelului, cu ocazia unui pelerinaj care a avut loc la presupusul mormânt a unui rabin talmudist din secolul al II-lea, a avut loc o busculadă de proporții la care participau mii de evrei, soldată cu peste 44 de morți. Atrag atenția în perspectiva pelerinajelor care se fac la noi, legal sau ilegal, și inclusiv a ceea ce înseamnă participarea la slujba de noapte de la Paște. Economia Statelor Unite a consemnat o creștere de 6,4% în primele 3 luni a anului 2021, raportat la aceeași perioadă de anul trecut, fapt datorat campaniei de vaccinare masă și a cheltuielor guvernamentale în investiții. America își revine și continuă să devină o mare putere. Parlamentul European a solicitat printr-o rezoluție adoptată ieri eliberarea imediată și necondiționată a opozantului lui Vladimir Putin, Alexei Navalny, și propune o nouă abordare a relației Uniunii Europene cu Rusia dacă acest lucru nu va fi pus în practică. Comisia Europeană a demarat deja acțiunile în justiție împotriva companiei AstraZeneca pentru faptul că nu și-a respectat contractul de furnizare a vaccinului COVID-19 pentru țările membre ale Uniunii Europene. Și, atenție, doamna Schwab, Biserica Ortodoxă din Grecia a achiziționat cel mai mare asigurator din România, compania City Insurance, firma care are cel mai mare număr de clienți care au încheiat poliții de asigurare în România. Biserica, asigurările, nu știu ce mai urmează, dar este bine, înseamnă că e bogată.
Mulțumim pentru participarea la emisiune. Ne vedem vinerea viitoare. Ce le spunem telespectatorilor? Că aceste sărbători de Paști să vă aducă, dragi telespectatori, liniște în suflete, să vă bucurați de tot ce aveți, sărbători binecuvântate și să ne întâlnim sănătoși, dar să ne urmăriți în continuare și pe parcursul acestor zile, pentru că televiziunea Teleplus Maramureș va transmite slujba învierii Domnului sâmbătă seara, iar duminică de la ora 12 la fel vom transmite slujba celei de-a doua învieri, toate de la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, cu sprijinul Episcopiei Ortodoxă Română a Maramureșului și Sânmarului. Așadar, sărbători liniștite și să ne vedem cu bine!